v-am găsit la o nouă prezentare, Nevoia unei schimbări. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Schimbarea de care avem nevoie este o schimbare a inimii, iar aceasta poate să fie obținută numai dacă îl căutăm pe Dumnezeu personal, cerând binecuvântarea și puterea sa, rugându-ne fierbinte ca harul său să vină asupra noastră, așa încât caracterul nostru să poată fi schimbat. Aceasta este schimbarea de care avem nevoie astăzi. Iar pentru realizarea unei asemenea experiențe, ar trebui să depunem un efort perseverent și să manifestăm o stăruință din toată inima. Să ne întrebăm cu toată sinceritatea, ce trebuie să fac pentru a fi mântuit? Noi trebuie să știm bine care sunt pașii pe care îi facem pe calea spre ceruri.